Bună ziua! Sigur, deja am intrat în febra următorului joc cu Târgu Mureș. Ne-am fi dorit să putem să pregătim mai în liniște acest joc și cu presiune mai mică asupra noastră. Din păcate, planurile pe care le-am avut la jocul trecut cu Cluj nu s-au îndeplinit și asta ne face din nou să jucăm cu presiune foarte mare la următorul joc. În cazul în care noi reușeam cele 3 puncte așa cum ne-am propus la meciul trecut de acasă, acum cu 35 de puncte acumulate, altele erau datele problemei. Ați văzut că și la jocul cu Cluj suferim în continuare. Acum poate ați înțeles mai bine și dumneavoastră de ce tot timpul am evitat să vorbesc despre Europa și am încercat să transmit echilibru atât echipei cât și mediului care înconjoară această echipă. Nu am reușit să scăpăm de aceste fluctuații. Deveneam după 3 jocuri bune cu rezultate pozitive, 7 puncte. Și dacă reușeam și aceste 3 puncte, sigur eram mult mai bine și în clasament și așa cum am spus și ca și parte mentală. Deși noi am dominat jocul în totalitate din punctul meu de vedere și statistica mă confirmă. Suferim în continuare că nu avem finalitate în acțiuni. Dominăm însă multe momente, vorbim de o dominare sterilă. Nu reușim să finalizăm. Nu avem încă prezență mare la careu pe multe momente. Suferim când avem echipe în față care refuză jocul. Cu tot respectul pentru Cluj, i-am felicitat și după joc pentru că și-au îndeplinit obiectivul, însă a fost o echipă care s-a pus pe două linii și au permanent 9, dacă nu chiar 10 jucători sub linia mingei, s-au apărat foarte jos și noi nu am găsit mijloacele necesare să îi desfacem și să ne creăm ocazii să marcăm. Vorbim sigur și de multă neșansă când ratești un penalti, am avut 2-3 situații în special în prima repriză destul de bune, am avut foarte multe faze fixe iară pe care punem accent la antrenament foarte mult, dar iată că nu reușim să finalizăm în jocurile oficiale. Neșansă pentru că o să spui că ok, la 0-0 ai avut ocazia, ai ratat și penalti, însă nedrept totuși să pierzi toate cele 3 puncte și de maniera cum am pierdut-o. Am intrat de 2 ori în careu și au marcat odată. Dar asta este fotbalul, am spus și mențin câteodată nedrept. De asemenea, aduceți aminte ce am spus că eu personal am un dezavantaj foarte mare pentru că nu am posibilitatea unei flexibilități tactice mai mari și mă refer la faptul că profilul jucătorilor ne obligă ca noi la toate jocurile să ne deschidem, să jucăm, să atăcăm mult pozițional și să ne asumăm și foarte multe riscuri. Dacă puteam să abordăm și noi altfel anumite jocuri, să fim mai pragmatici, să închidem și noi mai mult jocul, să mai jucăm și pe greșeala adversarului, probabil că am fi avut mai multe puncte acum. Însă, jucătorii pe care avem și mă refer, calitatea lor, abilitatea lor tehnică, dorința lor de a juca mereu și de a avea mingea, mă obligă pe mine să abordez într-un anumit fel niște jocuri care poate mi-aș fi asumat mai puține riscuri și aș fi jucat și eu mai mult la rezultat, ceea ce fac și alții cu noi. Dar e un capitol clar și pe care nu îl putem schimba. Mergem înainte așa și am încredere că vom face jocuri care să ne aducă punctele necesare pentru a ne îndeplini obiectivul. În ceea ce privește următorul joc, vorbim de faptul că în paralel cu obiectivul pe care noi îl avem, să aducem punct sau puncte din această deplasare și să scăpăm de la retrogradare, suntem și în postura în care putem arbitra lupta între ASEA și Steaua pentru câștigarea titlului, sigur asta ne interesează mai puțin pe noi, însă clar că este o miză foarte mare la acest joc și vom întâlni un adversar foarte motivat, foarte determinat, un adversar care în toate jocurile de acasă din retur a reușit doar victorii, nici măcar un semi-eșec. Suntem conștienți că ne așteaptă un joc foarte greu împotriva unei echipe care are nu doar multă calitate, dar în componență și jucători cu multă experiență. Jucători care știu să gestioneze astfel de jocuri, care ne aducem aminte o parte între ei și în perioada CFR, jocuri în Champions League,
au câștigat titluri, au un palmares, campionate, cupe. Deci sunt sigur că nu se vor speria și vor fi o echipă echilibrată și determinată. Noi însă mergem cu încredere, am demonstrat că împotriva adversarilor grei am reușit să ne mobilizăm și să facem jocuri consistente și chiar să câștigăm majoritatea jocurilor. Mergem cu încredere și sunt sigur că ne vom întoarce cu minim un punct din această deplasare. Ne așteptăm pe noi acolo și așteptăm și Steaua? Nu ne interesează să ne așteptăm decât pe noi. Nu așteptăm pe nimeni. Noi ne aducem aminte că am bătut Steaua. Deci noi nu reprezentăm decât acest club, onoarea acestui club. Ne dorim să câștigăm, să ne îndeplinim obiectivul și nu ne interesează altceva. Am și spus că suntem implicați în această luptă pentru titlu, pentru că asta spune programul și calendarul. Nu ne batem pentru nimeni decât pentru noi. E poate cea mai dificilă deplasare din acest retur? Teoretic, da. Da, pentru că, așa cum am spus, toate jocurile de acasă, în acest retur, Târgu Mureșu le-a câștigat. În plus, joacă șansa, nu? Steaua are o deplasare destul de dificilă, spun eu, la Cluj. La orice etapă, în momentul de față, se poate schimba liderul. ASEA traversează o perioadă foarte bună, în special din punct de vedere mental, pentru că să recuperezi 12 puncte față de Steaua nu este deloc ușor. De partea cealaltă, noi este un pic afectat după ce s-a întâmplat și vedeți că facem 2-3 rezultate bune, după care iar vine o problemă și deja nu cred că mai este o întâmplare. Am identificat, treaba este mult mai complexă. Motivul acestor fluctuații sunt clare din punctul meu de vedere, este o problemă complexă, nu pot eu expune într-o conferință de presă, în primul rând că sunt și multe chestii interne, dar sper că în timp să reușim să rezolvăm și această problemă. S-au deranjat acuzele referitoare la un eventual blat între Pandurii și Ucluș, s-a fost pe blat în ultimul timp, dar acel meci a fost un meci aranjat. În primul rând o să spun, mă refer strict la mine, la vârsta pe care o am. Educația, familia din care provin, care tot timpul s-a ferit să intre în lucruri nu periculoase, nici măcar dubioase. În capul locului nu mi-aș risca cariera personal, viitorul, imaginea, statutul pentru lucruri de acest gen. Am văzut însă, este adevărat, toate speculațiile care s-au făcut și în presa locală și deja și în presa centrală. Nu este ușor să citești acuzele respective, sunt sigur că nici grupului nu este ușor. Eu spun un singur lucru, dacă cineva are vreo dovadă, să iasă cu ea în față. Mai mult nu pot să comentez. Poziția pe care eu o am este de antrenor acestei echipe și așa cum v-am zis mereu și dumneavoastră, toate jocurile, eu împreună cu stafful meu, încercăm să le pregătim cât se poate de atent, de concentrați, în detaliu, nu fac diferență pe jocul Steaua sau jocul viitor. Faptul că la anumite jocuri, exact cele care așteptam mai puțin, nu ne-a ieșit și am pierdut, sunt primul pe care sunt afectat și care mă doare cel mai tare. Însă, de aici până la a fi implicat și mă refer personal în ceva și eu am încredere foarte mare și în jucători, ca să nu spun totală, să nu spuneți că vorbesc în clișee, la fel și în oamenii care ne conduc, nu pot comenta mai mult. Așa cum am zis. S-a vorbit mult. Dacă cineva are dovezi, iasă că le în față, sunt organe abilitate și sunt sigur că se vor lua măsuri. ASEA este o echipă destul de solidă, dar care totuși nu riscă prea mult. Credeți că miza acestei partide deosebite va face să iasă puțin mai mult la joc? E observație foarte corectă și noi deja studiem ASEA Târgu Mureș și chiar este adevărată această observație. Dacă noi aveam 35 de puncte acum după jocul cu Cluj, probabil că ne permiteam să abordăm un pic diferit acest joc, însă ASEA are mare nevoie de puncte, noi avem mare nevoie de puncte. Încercăm să fim echilibrați și indiferent de strategia tactică pe care o vom aborda, să încercăm să nu ne dezechilibrăm. Nu vreau să intru în detalii, pentru că nu e normal în mod public și ASEA își pregătește jocul și noi vom avea o strategie. Pentru mine este important să reușesc, sunt ceva probleme medicale, dacă la Pinti deja situația lui e clară și există probabilitatea foarte mare să nu mai evolueze până la sfârșitul campionatului,
Mai sunt ceva probleme și mă refer la recuperarea lui Ghezim Șalai, Matuleviciuș, care resimte probleme la genunchiul operat în anul trecut. Ceva probleme la Momcilovici, care resimte niște probleme musculare. Este foarte important să reușesc să-i recuperez pentru acest joc și să am lotul cât se poate de complet pentru următoarea perioadă, pentru că urmează iar 3 jocuri în 7 zile, ceea ce este extraordinar de greu. V-am mai spus că încerc să caut cauzele atunci când rezultatele nu sunt cele mai bune și nu se găsesc alibiuri, însă din nou jucăm cu un adversar care are 3 zile în plus față de noi. Vine Dinamo, după aceea cu zi în plus iară. Am spus că și la jocul cu Cluj au fost 3 zile, jocul cu Galați 2 zile pentru adversar, jocul dinainte la fel. E foarte greu pentru noi. Foarte greu pentru că mereu suntem echipa care avem pauză mai mică și nu înțeleg de ce nu este mai echilibrată această programare. Beneficiem și noi, măcar o dată sau de 2 ori de zile în plus. Uitați-vă când a jucat ASEA ultimul joc și când am jucat noi. Mai e și deplasare. Deci astea sunt pentru mine priorități, să vedem cum putem să avem lotul valid în proporție cât mai mare, să tratăm foarte bine perioada de recuperare. Jucăm sâmbătă seară și marți deja jucăm cu Dinamo, după care vineri jucăm la Chiajna. E foarte greu. Astea sunt problemele pe care încerc să le gestionez cât mai bine. Multe din ele nu pot să le influențez, din păcate, foarte mult. Sunt tendințe pro-ASEA din privința arbitrajului. În cazul să vă temeți? Nu. Nu cred că se pune problema de așa ceva la următorul joc. Sigur, am văzut că s-au făcut niște analize, au apărut niște statistici în presa centrală în care s-a spus că ASEA, sau hai să spun că Steaua, a fost mai dezavantajată. Astea sunt discuții și probleme între cele două cluburi. Sunt sigur că sunt și multe lucruri din lupta psihologică între aceste echipe și nu vreau să mă implic eu în aceste discuții. Eu sper și cred că va fi un arbitru echilibrat și dacă va greși, să fie greșeli normale și nu grave, și e foarte importantă maniera. Să nu se greșească într-o anumită direcție prea mult. Am mare încredere că arbitrul care va fi delegat va încerca și sper să-i și reușească să-și facă treaba așa cum trebuie. Este printre absența cea mai importantă acestui recurs, până la urmă? Este până în momentul de față, clar. Este și el, îmi dau ce-ți aminte că m-a lipsit în 2 jocuri, acum iară, în exact perioada asta care am fi avut cea mai mare nevoie de el, va lipsi. Nu este ușor, este jucătorul care pentru noi reprezintă foarte mult, cu multă experiență, jucătorul de care echipa națională s-a folosit în mod constant și el și-a făcut treaba așa cum trebuie, ne va lipsi foarte tare, însă, așa cum am zis, am încredere în toți jucătorii care avem un lot și ați văzut și la Petrol, ne-a lipsit și Paul Anton și Pintili. Și am intrat Elton cu Murgelac și am câștigat cu 1-0. Am mare încredere în tot grupul, însă clar că este o absență foarte importantă. Eu am discutat zilnic cu el, a fost la București, a făcut niște investigații, am vorbit și aseară. Varianta optimistă e să reușim să recuperăm pentru finală și ultimele 2 meciuri, dar este o variantă foarte optimistă. Ruptură musculară. Din păcate trebuie să repete o investigație pentru că prezenta foarte mult lichid pe zona respectivă și nu s-a putut identifica mărimea exact cât de gravă este. Ruptură de mușchi. Cel puțin 3 săptămâni normal. Acum depinde și de organism. De asta sunt un pic mai optimist pentru că el mereu a fost genul de jucător care și-a respectat organismul, viața privată, a fost atent cu odihna, cu alimentația și sper să reușim să facem o minune cu el. E posibil în partea a doua a recuperării să meargă să o fac chiar la București. Acolo beneficiază de o aparatură un pic mai avansată care poate să accelereze un pic procesul de recuperare. Domnul Ciocu, plus spuneați că vă veți interesa în privința faptelor sau gesturilor secundului dumneavoastră. Ați lămurit situația care este și deci, ce s-a întâmplat acolo?
În prima fază am fost puțin surprins atunci când m-ați întrebat după joc la conferință, pentru că odată cu fluierul final eu am plecat după bancă și n-am fost prezent la eveniment. Ce am făcut este, m-am interesat în primul rând la toți cei aflați de pe bancă ce s-a întâmplat, pentru că am înțeles că a fost o problemă mai complexă. Pot să vă spun că deja am luat o măsură, însă vreau să clarific puțin lucrurile. Măsura este că va suporta o amendă, așa conform regulamentului intern pe care eu l-am propus, l-am construit și l-am propus și impus acestui grup, o regulament la care toți ne subordonăm, inclusiv staful tehnic, iar această amendă a venit datorită faptului că nu avea ce discuta cu cei din tribună. Eu dacă am mai făcut apel și am spus că trebuie să fii mai aproape de echipă și am făcut-o și o voi face mereu. Însă niciodată nu voi intra într-o dispută verbală cu vreun suporter, cu vreun spectator. Ei vin, plătesc biletul, au tot dreptul să fie nemulțumit, au tot dreptul să conteste anumite lucruri. Sigur, veneam după un calup bun de jocuri și e de înțeles până la un anumit punct, o anumită reacție, însă nici pe aceasta nu vreau să o comentez. Așa cum am spus, nu mă veți auzi niciodată că voi contesta publicul sau că voi intra în vreun schimb verbal cu vreun suporter. Același lucru nu trebuia făcut nici de pe bancă. Suntem profesioniști și așa cum ne place când ne aplaudă, așa trebuie să acceptăm și atunci când ne critică. Însă ce am înțeles că s-a întâmplat, am înțeles că de către un spectator au fost apostrofați, în special jucătorii la ieșire. A fost o reacție a unuia dintre secunzi care, așa cum am spus, nu avea de ce să intre într-un dialog. După care, sigur, lucrurile au degenerat un pic. Nu e treaba lui să discute și să încerce să calmeze spectatori sau să se pună arbitru. Sigur că a încercat să ia apărarea jucătorilor, însă și jucătorii trebuie să-și respecte meseria, să salute publicul și la ieșire și la intrare, după care să meargă către vestiare. Este în același timp adevărat și asta o spun fără să iau acordul lui, pentru că e o chestie mai delicată, cu o oră înainte de acest joc, tatăl secundului meu ieșea dintr-o operație de 5 ore, în care eu am vrut la acest joc să-l învoiesc și să-l trimit să fie la spital alături de tatăl lui. A refuzat și a spus că vrea să stea să participe la această partidă. Este un lucru care se poate verifica. Vă dați seama că nu mi-aș asuma să spun într-o conferință acest lucru. Spectatorii vor avea ocazia să poată vreo cupă în vitrină anul ăsta? Colaborat cu îndeplinirea obiectivului salvare retrogradare, sper să punem în prima cupă și în vitrină. Dar este departe finala, deocamdată noi ne apasă aceste jocuri și necesarul de puncte trebuie îndeplinit, pe care vom avea timp să ne gândim și la final, sigur. Dacă Steaua pierde poziția de lider, așa că își va căuta un nou antrenor, v-ar putea interesa? Sau o revenire? Nu mă interesează să îndeplinesc obiectivul aici și să-mi duc un cap până la capăt, măcar încă un an cât am contract. Vreau să am continuitate. M-am atașat din multe puncte de vedere acestui loc. Așa cum am zis, munca mea nu se rezumă doar la antrenamentele de zi cu zi și la crearea unei stări de spirit bună, propice performanței. Încerc să mă implic și în mediul înconjurător și mă refer la ce am mai spus și în alte conferințe. Avem condiții mai bune de antrenament, de recuperare, de lucru. Astea sunt priorități pentru mine, pentru că este nevoie de un progres. Sigur, intră stadiul reparații, dar sunt lucruri, priorități pe care trebuie să le rezolvăm. E posibil încă de săptămâna viitoare să implementăm și un nou sistem de vitaminizare din Germania. Sunt lucruri pe care le doresc ca să ajut jucătorii, așa cum am spus, să apelez la orice mijloace ca să putem să construim un mediu profesionist. Mai este un lucru pe care aș vrea să discut, cu mențiunea că aș vrea să îl expuneți integral. Exact așa cum spun și să nu mi fie înțelese greșit vorbele. Și mă refer la declarația lui Petre Grigoraș referitor la comentariul meu de după joc. Din capul locului vă aduceți aminte că
Eu am spus întotdeauna că respect antrenorul și omul Petre Grigoraș. Și mențin cu tărie această afirmație. Spun că nu ar însemna că nu am verticalitate dacă eu acum vin și spun altceva, doar pentru că antrenorul Petre Grigoraș a avut o observație publică. Însă, la comentariul de după joc, eu n-am făcut decât să expun niște cifre, niște statistici. N-au fost săgeți către nimeni, au fost clar niște concluzii. A fost adevărat inevitabil și o paralelă cu turul. Am spus mai mult decât atât că persistă anumite probleme din tur. Ba mai mult am spus că Pandurii și în tur a suferit la anumite capitole și continuăm să suferim acolo și nu am reușit să le redresăm. Nu am spus că staful tehnic dinaintea noastră nu a avut succes, ba chiar am spus că și-a demonstrat valoarea și că au fost la mijloc, sigur, mai multe probleme în tur, însă a fost și neșansă. Ceea ce s-a întâmplat și acum, în special la cele două jocuri, din punctul meu de vedere. N-am spus că a fost neșansă la meciul cu Viitorul, dar a fost neșansă la meciul cu Gaz Metan, la fel cum a fost neșansă și la ultimul joc cu Clujul. Nu înseamnă asta că noi am făcut un joc foarte bun. Dar să pierzi, e clar că nu a fost drept din punctul meu de vedere, însă mi-asum și sper că poate, nu știu, odată să câștigăm și noi cu șansă, pentru că noi meciurile care le-am câștigat le-am cam dominat. Merg mai departe și spun că nu am înțeles reacția dânsului, nu vreau să o comentez pentru că prea profund și să mă opresc prea mult la această comentație la observație că am alte priorități. Însă ne despart aproape 20 de ani. E clar că nu putem să ne comparăm la numărul de jocuri. Obiectivul meu ca și antrenor este să am rezultate și nu să număr jocurile din Liga 1. Ba mai mult, pentru mine ar fi important să reușesc nu în plan intern, ci în plan internațional, pentru că eu cred că acolo este fotbalul cu adevărat mare și asta este provocarea mea. Nu am gustat acea declarație cu Pionierul pentru că aparține alte epoci. Da? Eu mă uit în față și încerc să țin pasul cu tot ce este nou și cam în direcția asta mă uit în față. Dar, mă rog, sper că se înțelege clar ce vreau să spun acum. Respect toți oamenii care au lucrat înaintea noastră, aici știu că au lăsat și lucruri bune, însă să nu se mai interpreteze vorbele mele și chiar sper că cu ocazia asta am închis și acest capitol. La televizor mai apucat voi, Champions League? Am văzut și m-a impresionat foarte, foarte mult, nu realizările celor de la Bayern München, dar atitudinea. Și pentru mine este un exemplu care trebuie să-l urmăm. O echipă care a știut ce a vrut, care s-a impus din primul minut și care a avut o atitudine care a făcut-o ca într-o repriză să înscrie 5 gol. Însă, așa cum am zis și data trecută când m-ați întrebat de cupe europene, noi suntem deocamdată la alt nivel și trebuie să încercăm să ne concentrăm strict pe problemele care le avem aici. Este finala de top favorită? Pentru? Finala Champions League de top favorită? Nu, în momentul ăsta, când vorbim de semifinale, absolut orice este posibil. Sunt 4 echipe cu multă valoare, chiar dacă mulți o văd pe Juventus, echipă un pic mai slabă în comparație cu celelalte 3, când ajungi în semifinale Champions League, absolut orice este posibil. Se aude că Erika Mirčić de plecare, cât de voi de joc. Da, el termină contractul în această vară, mai sunt câteva săptămâni. Așa cum am zis, nu este singur, din păcate. Și e foarte greu să gestionezi un grup în care 12-13 jucători sunt pe picior de plecare și care știu că cel puțin o parte dintre ei nu mai au viitor aici. Nu mi-este ușor. Însă asta e situația pe care am găsit-o. E greu de remediat acum. Auzisem și un zvon că e posibil să se mute data cupei ligii mai târziu. Dacă se mută mai târziu, noi rămânem fără jucători. Îi termină contract. Sper că nu este o variantă serios luată în calcul.
Eric e și el la final de contract, la fel cum este și Matulevicius, care am spus că are și o problemă la genunchi și vă dați seama că și mie mi-e foarte greu să pun presiune pe el, știind că peste 3 săptămâni, o lună, el trebuie să-și găsească un alt contract. Sunt niște riscuri pe care și jucătorii normal să nu și le asume. Însă noi nu avem ce să facem. Asta este situația și trebuie să încercăm să gestionăm bine, să-i mobilizăm, să scoatem maxim de la ei în această perioadă. Și eu sunt sigur că și ei sunt jucători de caracter și care nu vor să lase o pată aici și să plece cu o amintire neagră, ci una în care clubul aduce un trofeu și își îndeplinește obiectivul, salvarea de la retrogradare.